Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super. Nu cred că a intrat cineva în cercul. Cineva de la Rapid. Da, mă, dar aia câțiva centimetri erau problema. Da, e observatorul de arbitri. Da, care nu ne uităm pândește la cine norocit se întâmplă. Nu uităm la chestiile astea absolut nesemnificative. Da, mă rog, asta stați. O, ce pasă bună, Krasnici. Și apără Nițui. Krasnici a încercat, nu știu, să-i dea pe sub. Cred că nu s-a uitat. Să dea pe sub, să-i dea pe sub. Ia să vedem mai luare. Eu cred că nu s-a uitat nicio clipă. Nițui a plecat înainte și Krasnici este cu privirea, nu știu că nu e offside. Krasnici e cu privirea în pământ tot timpul. Se uită la portar, se uită. Nu știu cum poate de acolo. Oh, dar chiar în portar, da? Nu știu cum poate să dea acolo. Și uite pasa lui Iacob. Iacob este autorul acestei pase. Posibil offside. Fanul nu s-a ridicat, aia e limpede. Încă o pasă bună, da, încă o pasă bună. Onea. Pe jos, vine șutul. Asta era gol, asta era gol. Apără Kecskes. Kecskes apără, exact. Da. Eu cred că se ducea în poartă. Da, nu mai putea să ajungă nimeni. De așa și pus mâinile în cap jucătorul Rapidului. Krasnici a fost? Cred că da, parcă el a fost. Dar ce pasă dă săpunarul. Nu-i vorbă de offside. Onea care i-a luat astăzi locul lui Brown. Da, Krasnici a fost. Încă o ocazie ratată de Albanez. Da, Petrila parcă nu mai e la fel de incisiv, dar aici are noroc, face un 2 cu un adversar. Iese Nițui. Asta este avantajul. Sper că nu s-a accidentat Petrila. Nițui a dat ceva, Nițui? Da, a dat în minge și după minge, după aceea s-au lovit. Intervenție corectă, n-ai. Nu, e la minge, intervenția sigur. Chiar e la minge, ok, acum... Și nu din șut, nu din inerția șutului, sau poate da, poate că da. Ia să vedem aici. A încercat să proteze Petrila, a sărit, norocul lui că a sărit. Pentru că nu știu ce trebuie să facă și cum să facă, nu văd timingul exact. Și iată aici faza grea de apărare pentru Șepși. Da, da. L-a tras. Penalti, da. Hromada a încercat să șuteze. Dar Alimi are galben. E al doilea galben. E al doilea galben al lui Alimi. Mâna la buzunarul de la spate. Îi spune de VAR ceva Alimi să vezi ce la VAR. Opa, e offside. Ia să vedem. Da, da, e offside. Da. Numai totul se va întrerupe aici. Nu știu dacă e fault. Nu. Fault este. Îl trage. Da, îl trage. Îl ține, de fapt. Da. Dar e offside. E offside. Și eu zic că e offside. Offside-ul e jumătate de metru. Cum adică? De ce stăm atâta? E jumătate de metru offside-ul. Da, ziceam, da, e clară, n-are ce să fie, A dat un 11 metri pentru Șepși, a câștigat atunci 2-1. Uite, offside-ul e mare, mă, mare. Nu știu dacă să nu fie aici unul, dar nu cred nu că e, mai nu, e gata, e trecut în zona roșie. Se anulează cartonașul galben, lovitură liberă indirectă pentru Șepși. A, explică lui Săpunaru. Explică lui Săpunaru decizia. Nu, mă, lasă jos. Vreau să dea al 16-lea gol Rahmanin, nu e cazul deocamdată. Poziție bună în care se află Burmaz. Burmaz în unghi, Burmaz la o palmă de bară. E greu să dai cu listul interior totuși gol din poziția aceea. Dacă vrei să marchezi, probabil că să dai cu exteriorul. Dar încă o dată, de remarcat ușurința o care Burmaz se desprinde din marcaj, știința de a avea același timing cu colegii, să nu intre în offside, mi se pare un atacant bun. A fost și el vizibil afectat de acea declarație.
a patronului Șucu. Iată ce ocazie! Nu poți să ratezi de acolo. Nu poți să ratezi. Deci, mingea îi sare lui Roland Varga. Incredibil, incredibil. Nu știu ce vrea Ioani. Minge, cred că vrea minge. Să, deci, s-o repună. Iată ce se întâmplă aici. Deci fază discutabilă și pasă perfectă pentru Roland Varga. Nu e faul. Nu e faul. Cade nu e faul acolo de Beliuh. Agață vârful piciorului în iarbă. Dintre cele două s-a terminat egalitate 0-0. Iată aici o pasă pentru De Beliuh, care ia startul, oprește mingea, pasează înapoi, vine centrarea, lovitura de cap și gol! Offside. Se aude fluierul. Să așteptăm. Mircea Grigoriu este asistent. Nu mi s-a părut foarte evident. A fost centrarea lui, lui Roland Varga. Vedem unde a fost offside, că poate n-au luat De Beliuh aici. Asta poate rămâne la Roland Varga. Hai să vedem. Lumea strigă de emisia, dar golul s-a putea să fie anulat. Aici nu e offside. A, ba, da, aici, da, aici a fost, aici, da, a fost offside, da. Aici la Ștefănescu. La Ștefănescu, da, a văzut bine, a văzut bine Mircea Grigoriu. Aici mă miram că nu era nimic, adică era... A fost. Șepșicu, încă o încercare de iubire a jocului, minge în fața porții, este gol marcat de Beliuh. Să vedem dacă se aude fluierul, nu se aude. Aici a fost gol valabil. Ștefănescu pleacă din poziție regulamentară, se pare. De Beliuh înscrie la o pasă excepțională dată de Ștefănescu. Nu, e mult în spatele balului, nu, nicio problemă. Gol simplu. Triunghi de pase care îl lasă pe... Nu? Și meritat, că după cum s-a jucat finalul de meci. Da, finalul de meci mai bun. Un triunghi de pase care îl lasă pe De Beliuh singur. Numai în pierderea lui Bergodi să nu fie. 4 meciuri în play-off fără niciun punct. Se termină încă o înfrângere pentru Rapid, singura echipă din tot campionatul nostru care în această fază play-off, play-out pierde toate meciurile. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super!